Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Ce înseamnă acest imn pascal? Cu moartea pe moarte călcând. Noi trebuie să știm că moartea este de mai multe feluri. Și o luăm în ordinea cronologică, cum a apărut ea în universul uman pe care l-a creat Dumnezeu. Cea din tâi a fost moartea sufletească, pe care a pătimit-o Adam, cel din tâi, om cu suflet viu, pe care Dumnezeu l-a lăsat cu voie de sine stăpânitoare și l-a lăsat în mâna sfatului său. Capitolul face din ei. A doua moarte a fost moartea trupească. Dar moartea trupească a fost influențată de ce? De moartea sufletească. Datorită faptului că toți mor în Adam, adică datorită acelei neascultări, care a constat într-un element simplu, prin gustarea din pomul binelui și răului, pomul și-a schimbat sensul fructului și a devenit pomul răului și al binelui. Adică omul a gustat în plin 5108 ani neascultarea și răutatea greșelii săvârșite de el prin întoarcerea spatelui lui Dumnezeu. Veți fi foarte mirați de ce la Sinai, când s-au dat tablele legii, veți fi foarte mirați de ce Dumnezeu a vorbit cu Moise cu spatele și nu s-a arătat cu fața. Pentru că în momentul în care Adam s-a considerat Dumnezeu și a crezut că mâncând din acel pom va fi ca Dumnezeu, că așa i-a spus Satana, dacă veți mânca veți fi ca Dumnezeu, el în calitate de Dumnezeu n-a vorbit cu Dumnezeu cu fața, ci s-a întors cu spatele. Și atunci l-a întrebat Dumnezeu, Adame, unde ești? În momentul în care a spus aici sunt, cum vă spuneam ieri, fără identitate, dar gol sunt, Dumnezeu încearcă să ducă dialogul spre îndreptare și întreabă cumva ai mâncat din pom și aici încep activitățile Dumnezeului celui mort. Adam a împrumutat din duhul diavolului, din duhul celui pe care l-a ascultat, Dumnezeul lui. Și a explicat lui Dumnezeu că a greșit creația. Femeia ce mi-ai dat-o, șarpele m-a învățat și așa mai departe. Într-un fel ești un Dumnezeu cam incompetent. Dumnezeu l-a dat frumos din grădina raiului afară, dar i-a luat trei daruri. I-a luat cunoașterea lui Dumnezeu din vedere. Și aici, cu sute de ani, iată, după 2000 de ani, vine Sofronie Saharov și scrie o carte care se cheamă așa, Vederea mistică a lui Dumnezeu. Aceasta e vederea mistică a lui Dumnezeu. Să ai ochii minții deschiși și să vezi pe Dumnezeu cum ne vedem noi ca persoane între noi. A doua pierdere a lui Adam a fost veșnicia sau nemurirea. Deci a primit timpul limitat. 80 de ani de vor fi în putere, cei mai mult decât aceștia o steneală și durere. Ieși Adam, s-a săturat de trăit. Când a murit Adam, la moartea lui, a venit arhanghelul Uriel și i-a zis așa, Adame, cum ți s-a părut viața? Păi cum să mi se pară? Cum a intrat pe o ușă și a ieșit pe cealaltă? Dacă în veșnicia timpului de atunci lui Adam 900 de ani s-a părut ca trecerea printr-o cameră cu două uși, cu cât mai mult acei 80 de ani ai noștri mi se par nouă înaintea Universului care vine. De aceea un sfânt sau un contemporan a spus așa, nu moartea mă înspăimântă, ci veșnicia ei. Pentru că noi nu știm ce vom face dincolo de ușa mormântului, nu în sens real. În sens real știm, ne întâlnim cu Dumnezeu, trecem prin vămi, luăm o dihnă trecătoare sau o sândă trecătoare până mai vin cei de acasă cu un parastas la biserică, dacă pot mijloci cu ceva pentru sufletul nostru ticălos, iar dacă nu, când va veni obștească judecată, vom merge la chinul veșnic. Ci modul la care vom fi tratați după mormânt,
în raport cu modul cum l-am tratat noi pe Dumnezeu în viața de dinainte de mormânt. De aceea spune și în Psalmul 81, minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel, și prieteni mi s-au făcut mie toți cei minunați lui Dumnezeu. Adică cei care iubesc pe Dumnezeu sunt înaintea lui Dumnezeu minunați. Și aici Apostolul Pavel vine și certifică cu un cuvânt și mai frumos. Pare ce pot fi sfinții decât cetățeni și oameni de casa lui Dumnezeu și locuitori ai Raiului. Întorcându-ne la ce am rămas în urmă, mai avem încă o moarte și aceea se numește duhovnicească. Ce înseamnă moartea duhovnicească? Este moartea despre care vorbește Ioan în capitolul Evangheliei sale când spune și morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Sunt oamenii care au murit sufletește după restaurarea omului în Hristos și în dumnezeirea umanității pe scaunul treimii, pe scaunul slavei, cel șeșez pe eruvim. Această moarte duhovnicească ține numai și numai de voința omului. Și astăzi vom trata cele trei personaje care erau deja în moarte duhovnicească. Primul personaj care a gustat această moarte duhovnicească a fost Petru. Blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta. Și a cântat cocoșul. Și a adus aminte, s-a căit și a plâns cu amar, iar Domnul când a înviat, ca să vedeți legătura dintre viu și mort, dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și om, n-a spus, ia uitați-vă aici la Fiul Dumnezeu, eu am înviat. Nu. Mergeți în Galileea. Era locul cel mai frumos care îi plăcea lui Iisus. Care au fost, știu ce înseamnă, verdeața de acolo, dealurile de acolo, flora de acolo, pomii de acolo, apa de acolo, căldura de acolo, ambianța locului, Marea Galilei, deci niște locuri minunate. Și a spus, mergeți în Galileea și spuneți ucenicilor și lui Petru că a înviat Domnul. Deci a avut grijă să primească acele lacrimi de suspin pe care noi, ca oameni, le depunem la picioarele lui Dumnezeu, așa cum ne-a dat pildă femeia desfrânată, care era deja înviată sufletește. Deci nu mai era în moarte duhovnicească, ci a turnat acest mir de nard din vasul de alabastru spre îngroparea mea și fapta ei va fi în veacul veacului. Un alt personaj mort sufletește, sau dacă vreți duhovnicește, este și personajul Iuda. Personajul Iuda care rămâne izvorul remanescent al societății noastre pentru toți cei care contravin conform legii lui Dumnezeu și explică științific, pedagogic, biologic, fizic, chimic, atomic și cum vreți dumneavoastră, toate legile și tainele lui Dumnezeu care pot fi explicate rațional. De ce pică picătura de ploaie, de ce bate vântul, de ce vin norii, de ce crește iarba, de ce izvorește apa din pământ și așa mai departe. Deci, aceștia sunt morți sufletește și sunt urmașii lui Iuda. Nu urmașii lui Iuda în sensul că știința nu este bună. Știința care vine în afirmarea existenței lui Dumnezeu este știința teologică și este știința sociologică care dăinuiește și trebuie societății. Că ați văzut, a fost acel mare trăitor biolog și naturist și om de cercetare a naturii, Jacques Cousteau, care îmbla prin toate văgăunile pământului și ale apelor și scotea tot felul de lucruri la iveală interesante și care de care mai minunate. Ei, dar când vii să spui că nu există Dumnezeu, ci fizica e forța care mișcă universul și atomii, chimia e forța care face legăturile covalente și de reacție între substanțe și Dumnezeu nu are nicio treabă, atunci ești un mare nebun. Și spune psalmistul David, zis acel nebun în inima sa, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiești. Ce a făcut Iuda? A mai înviat duhovnicește? N-a mai înviat niciodată. Ci a murit veșnic prin viclenie, ajungând în fundul iadului fiul satanei, deși, repet, pocăința lui a fost sinceră. S-a dus în fața arhiereilor
După ce a văzut calvarul lui Iisus și ce au reușit să facă cohortele romane din Iisus îmbrăcat în hlămidă, pus cu spini, chinuit și necăjit, și a zis, am vândut sânge nevinovat. Cel mai concret mod de mărturisire. Și răspunsul care a fost? Unul pe măsură. Tu vei da socoteală ce ne pasă nouă. Dar, dacă vedeți că conștiința a fost până în adâncul ei străfulgerată și banii i-a aruncat înapoi, din zgârcit și lacom și-a dat seama că a făcut-o fără de lege și a lăsat banii la templu, nici nu i-a mai luat. Din ei s-a luat țarina sângelui, prețul celui neprețuit. De ce v-am spus lucrul acesta? Iuda n-a mai avut puterea să plângă. Cum și la noi în ortodoxie găsim oameni care din ce în ce mai mult preferă pe dracu și spânzurătoarea. Și cum îi depistăm? Au două formule de adresare. Lasă-mă dracului. Du-te, frate. Ești al lui. Doamne ajută, mergi cu pace. Sau am să mă spânzur, am să mă sinucid. O spun și copiii părinților și uneori părinții și-o spun între ei. Am să-mi fac o seamă. Fă o tată că și Iuda adună acolo adepți, are liste de partid care au rămas necompletate. Acolo să stai lângă el. Numai să nu uiți că ești lipsit de trei lucruri deosebi. Slava lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu și mila lui. Asta trebuie să ținem minte. Deci când ți-o fi cel mai rău în viață, dacă vrei să n-ai parte cu Iuda, te duci în Podul Roș sau în orice centru al orașului, te pui în genunchi cu o sticlă de apă de lângă cișmea cu tine și întinzi mâna pentru un biscuite sau o bucată de pâine și n-ai păcătuit lui Dumnezeu. Deci nu-ți iei viața care n-ai primit-o. Și atunci învierea ta va fi una duhovnicească. Deci știi să rabzi păcatul, cum spune Apostolul Pavel. Păi dacă n-am mai răbdat noi, zice, necazuri în Asia, au zis de la Maslu, dacă era să ne răsturnăm pe mare și era să ne necăm și am pătimit și bătaie și scuipări și cu toate, și spune, nu vreau să mă laud cu acestea, deci nu se victimizează, ci vreau numai să spun că nădăjduiesc în crucea Domnului. Asta face Pavel. Deci vrea să arate că nădejdea este numai în Dumnezeu. Și de ce spun numai în Dumnezeu? Cât ai gură și poți cere, nu-i un păcat. Cât ai gură și te poți adresa, nu-i un păcat. Mai mare păcat este să spui ștreangul de gât decât să dai buzna în casa omului și spui, băi, dă-mă o bucată de pâine, că crap de foame, mi-e rușine, dar dă-o încoace. Că ți-o dă. Și atunci ai făcut o faptă înaintea Duhului Sfânt, bună. Ți-ai mântuit sufletul tău. O altă înviere duhovnicească o găsim la Maria Magdalena. De ce iau pe acești oameni ai învierii ca să-i înțelegeți? Pentru că trebuie să vedeți de ce cu moartea pe moarte călcând. Ajungem și la esență. Maria Magdalena, într-o rochie de plasă, cum arată și tradițiile și viețile sfinților, cu un păr frumos, gândiți-vă o cucoană super elegantă din asta, așa care dă câte 5.000 de euro pe niște parfumuri ca să arate nimeni ca ea. Ei, îl vede pe Mântuitorul și îl străpunge cu privirea pământească și să-și îndrăgostește de el. Mântuitorul o binecuvintează, ea cade pe loc jos îndrăcită și se scot din ea 7 demoni, care cele 7 păcate de moarte. Că destrăbălată era, leneșă era, parșivă era, cum vreți voi, toate calitățile. Dar nu pierduse sufletul. Și în clipa aceea, când a izbăvit-o Mântuitorul, ea a ajuns întocmai cu apostolii. De aceea când noi o pomenim pe Maria Magdalena, spunem întocmai cu apostolii. Lângă Maria Magdalena putem adăuga pe Sfânta Pelagia. Și am fost la mormântul ei, este într-o capelă musulmană. Cea care, în momentul când un episcop sluja cu soborul, a trecut cu atâta slavă și frumusețe și atâta diamante și aur și bijuterii era pe ea, încât episcopul a întors capul. Și cei din sobor au spus, iată, acesta s-a smintit. El i-a cunoscut cu Duhul și a spus, nu, nu m-am smintit, asta e părerea voastră. Mă gândeam cât s-a chinuit ea să arate atât de frumos pământește, oare sufletește, face același efort? Femeia a auzit, s-a întors și a întrebat, ce am spus? Am spus că dacă pentru vederea pământească te-ai gătit atât de celebru și frumos, dar pentru cea sufletească și dumnezeiască, cum te-ai pregătit?
Și a spus, tocmai că nu m-am pregătit. Atunci pregătește-te. Și-a dat toate podoabele și a plecat în pustie, a plecat la nevoință, la mănăstire. Și a ajuns Sfânta Pelagia. Deci iată în conviere duhovnicească. Maria Egipteancă, același lucru. De ce vă le dau pildă? Ca să nu credeți că Maria Magdalena este începătura celor perfecte. Ce au fost mulți, 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 mulți drepți ai Vechiului Testament. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, o să vedem noi câte femei sfinte. Și dacă ne gândim numai la Susana, cea care trebuia acuzată că curvește, că nu se culca cu moșnege din Sinedriu, care o pofteau. V-am spus toate acestea ca să înțelegeți că Maria Magdalena a știut să învieze duhovnicește. Cine n-a știut să învieze duhovnicește? Chiar prealuminații și minunații apostoli. De frica iudeilor au fugit și s-au ascuns ca niște morți, consemnă Scriptura. Nu mai aveau glas, nu mai aveau opinie, nu mai aveau părere, nu mai aveau lucrare. Și în clipa aceea, Iisus s-a văzut singur. Și de aceea, într-o Evanghelie de la Sfântul Maslu, Mântuitorul își permite în epistola, imediat ce se citește înainte de Maslu și apoi Evanghelia, să spună aceste cuvinte. Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Păsările cerului, adică gândurile, au cuiburi. Vulpile, adică viclenia și perversitatea, au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Adică atât s-a parșivit creștinul nostru botezat și este, dacă băiatul caută la glasul 8, la Duminica Slăbănogului, va găsi acolo un tropar frumos care spune așa, să ne curățim simțirile, să golim ascunzișurile inimii, să primim pe Hristos lumina învierii prin cruce și prin moarte, curățindu-ne sufletele noastre. Deci iată ce frumos! Deci de aceea Hristos a venit în întunericul iadului. Pentru că tot Sfântul Vasile cel Mare a spus că inima omului este un adânc de nepătruns și de necuprins și o tihăraie unde stau toți dracii și toate patimile. De ce? În momentul în care intră Hristos lumina pe care o luăm din Sfânta Împărtășanie, ascunzișurile inimii se curățesc. Ne facem mai blânzi, mai buni, mai răbdători, mai îngăduitori și cum vreți voi să vă mai numiți. V-am amintit acest lucru cu un scop anume. Scopul pentru care Hristos a biruit cu moartea pe moarte. S-au bătut două morți. S-a bătut moartea ateie pe care a adus-o diavolul în lume lui Adam prin neascultare, care n-avea rădăcină în Dumnezeu. Cu moartea lui Hristos dată de oameni, dar primită cu dragoste, fără de păcat. Și știm din grădină, v-am replicat situația, în momentul când unul a venit așa suflecat un tarto de la romaș, când i-a zburat una peste față Mântuitorului pe la spate, a întrebat așa, ești Fiul lui Dumnezeu? Ghicește cine te-a lovit. Era diavolul, vă spun eu cine l-a lovit. Dar el nu vorbea, pentru că trebuia să nu cunoască diavolul care de-a face cu Fiul lui Dumnezeu. Lucra cu omul îndumnezeit, cu firea umană îndumnezeită. Și atunci Mântuitorul dă un răspuns și mai frumos. Să vedeți ce frumos l-a prins pe diavolul în cursă. Dacă sunt fără de păcat, de ce mă lovești? Ați văzut ce întrebare frumoasă i-a pus? Dacă n-am greșit cu nimic, de ce mă lovești? De ce n-am greșit cu nimic? Cum v-am spus și pe parcursul deniilor, pas cu pas, în tot vacarmul ăla nenorocit, poate ați văzut filmul lui Zeffirelli, foarte frumos realizat, al lui Mel Gibson, foarte frumos realizat. Nu o să poți să faci un act biblic și dumnezeesc cu oameni pământești, dar în imaginația coregrafilor, a celor care au regizat, celor care au pus scenariul, celor care au pus actorii, personajele, costumele, s-a încercat pe cât posibil minții umane și imaginației noastre limitate,
să-i se dea un moment al epocii de atunci. Foarte frumos realizat. Deci, în tot vacarmul ăla pe care l-ați putut surprinde în film, închipuiți-vă o realitate nefilmată, fără camere, fără figurații, cu lumini, cu umbre, cu suflori, cu nu știu ce, nu. Hristos urmărea fiecare pas din taina învierii să se împlinească atât scripturistic, atât profetic, atât matematic și mesianic, așa cum era scris în Sfânta Scriptură. Sunt peste 600 de prorocii în Sfânta Scriptură care vorbesc de venirea lui Hristos, de nașterea Lui, de răstignirea Lui și de învierea Lui. Luați cartea lui Ilarion Felea, Duhul Adevărului, și o să vedeți acolo pagini întregi de citate biblice. De ce? Hristos Dumnezeu, care era cuvântul Tatălui din veac, urmărea ca nu cumva vreun cuvânt din cele prorocite să nu se îndeplinească. Deci să nu se îndeplinească. Și vă dau una, o pildă simplă și frumoasă și banală, cum a lucrat Dumnezeu mort de pe cruce. Și o să ziceți, ei, părinte, de acum e o exagerare, mort de pe cruce. În clipa în care s-a spânzurat Iuda, deci cel care și-a pierdut moartea, nu și-a mai revenit duhovnicește, Mântuitorul a zis acele cuvinte, Eli, Eli, sabachthani, ei, la masa batahni, adică Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Oare n-am pătimit destul ca și acest suflet să nu se piardă? Adică a încercat și îndreptarea lui. Ei, cu Duhul dat pe cruce, vin ostașii, că era vinerea seara și trebuia să se spele, să termine toate, că a doua zi era Paștele și trebuiau să fie curați, iau ciomege, se duce la amândoi tâlhari, fără niciun instinct, le zdrobește fluierele picioarelor și când vin la Mântuitorul, n-au certitudinea că a murit. Dar cineva a spus, și-a dat Duhul, voi să mai lovească cu ciomegele? Unul din cei care era acolo spune, nu, nu mai e nevoie, nu vezi că este mort. Dar pentru convingere pune pe unul din ostaș să împungă cu sulița în coastă. Adică ce face muribundul dacă ar fi trăind bleșinat sau într-o stare de comă sau așa? În momentul când îl spargi și îi produci o rană sau o înțepătură sau un impuls, exact cum mergi la neurolog, când spui, nu simt mâna, nu simt piciorul și te ia cu un aparat ceva sau cu un obiect ceva și te lovește, fie la genunchi sau într-un centru nervos, tu tresari. Ei, același lucru l-au încercat și cu Hristos, l-au împuns în coastă și dacă e viu, o să zică, au, sau o să clipească, sau o să tresară, nu. A curs sânge și apă. Care e mărturia aceasta a sângelui și apei? Sângele în momentul în care omul se coagulează și se separă limfa de sânge, deci partea mediului intern se separă și rămâne ca o brânză, ca un cheag, așa, iar apa din sânge rămâne liberă și galbenă și curge. Dar de ce trebuia să curgă acea apă și acel sânge? Să ne arate nouă că Euharistia și botezul sunt intrarea în împărăție. Ce ne spune în Prohod? Adam adormind, moarte din coastă și-a scos, dar Hristos adormind din coastă ne-a dăruit viață. Deci, aici să fim foarte atenți la ce se referă. Aici este tocmai punctul de plecare interesant între moartea ateie și moartea lui Hristos. Hristos moare pentru că a murit strămoșul Adam și odată ce se naște din Fecioara Maria, deși lestul păcatului strămoșesc lipsește, dar nu lipsește elementul primordial, materie, timp și spațiu, Hristos, când și-a luat chip de rob, la asta s-a referit, că a venit în spațiul nostru obișnuit, deci s-a coborât din veșnicie, din nemurire și din nemărginire, a părăsit acele atribute, dar cum le-a părăsit? Deșertându-se, nu lepădându-se de ele, nelăsându-le să lucreze, că era Dumnezeu adevărat. Și ce a făcut? S-a coborât, ei, vă plictisiți, dar e frumos ce vă spun, că eu am citit ieri expre ca să vă pot spune azi. În momentul în care s-a coborât, Hristos în ce s-a coborât? S-a coborât în timp, s-a coborât în sânge, s-a coborât în carne, s-a coborât în somn, s-a coborât în boală,
s-a coborât în durere, s-a coborât în foame, s-a coborât în sete, s-a coborât în necesitate fiziologică și cineva v-a zis, vai, părinte, dar ce vă iese din gură? Ba, da, mi iese din gură. Mântuitorul a spus, nu ce intră în gură e spurcat, ci ce iese din gură, pentru că ceea ce mâncăm și folosim ce nu trebuie, iese pe partea de dinapoi. E chiar cuvântul Mântuitorului, n-a folosit termenul de fund sau toalete. Dar a spus, iese pe partea de dinapoi. Ei, coborându-se la acestea, automat s-a coborât și sub blestemul adamic. Moartea. Pe de aceea el s-a luptat cu moartea. Pentru că trebuia să zdrobească o moarte veșnică, care să credea stăpână peste tot ce era făptură. Și Iisus, luând acest chip de rob, adică a omului sub vreme și sub neputințe și sub piele și sub patimă, ce a făcut de fapt? S-a lăsat înghițit de această moarte proastă care nu știa cine-i Dumnezeu. Că ea, dacă ar fi știut cine-i Dumnezeu, nici nu s-a atingea de Hristos omul. Deci și pe ea a amăgit-o, nu numai pe diavol și pe ea. Întâi pe moarte a amăgit-o. Ce i-a făcut morții? I-a dat să mănânce trup de Dumnezeu. În momentul în care a mâncat trup de Dumnezeu, exact cum noi ne împărtășim, moartea a vomitat și s-a cutremurat și unde a ajuns? Direct în fundul iadului. Și a zis, știi, mă, citiți imnele din Iisus Hristos, biruitorul iadului. Și că știi, am gustat trup de om, dar care nu-l pot digera, zice, nu se lasă mestecat, zice, mă cutremură, mă înspăimântă, mă scutură. Și iadul îi spune, stai liniștită, zice, dar cine a scăpat vreodată pe pământul acesta de la Adam încoace de gura ta? În clipa aceea are loc un alt fenomen. Aceeași moarte ateie se duce să sfătuiască și cu diavolul. Și îi spune, cunoști tu pe cineva de la Adam încoace care să fie mai mare decât el și să știe ceva mai mult despre Dumnezeu? Nu cunosc, stai liniștită, soră, nu te speria. Nu, zice, te-ai înspăimântat în zadar, toți sunt ai tăi și ai mei, în veșnicie. Vin amândoi la iad, și moartea și diavolul. Și îi spune, iadule, avem niște spasme, avem niște frisoane, avem niște scuturături care nu se pot explica. Simțim ceva că se va petrece. Stați liniștiți, pe cețele mele sunt prea bune și prea închise să treacă cineva de ele. Și în final, după ce moartea a mâncat trupul și a crezut că îl dă putreziciunii, că ați văzut, aici e o taină care voi nu o pricepeți și vă plictisiți. De ce spune și-a înviat a treia zi după Scripturi? De ce a stat Hristos până a treia zi mort? Ca să nu se prindă cumva diavolul și moartea de ceea ce avea de gând să-i lucreze iadului. Și atunci ea stătea liniștită, piatra era pusă pe mormânt, pecetea era acolo, ostașii păzeau liniștiți, n-aveau nicio problemă, garda era în picioare, trupul era îmbălsămat, era tot în miruri, nici nu mirosea măcar a moarte. Și moartea aștepta, dar nu putea mesteca, nu putea rumega, nu putea simți gustul cărnii pe care a înghițit-o. Era o carne de Dumnezeu care nu se lăsa mistuită. Și în clipa următoare, în etapa următoare, acum ce face Dumnezeu? Coboară și cu sufletul în iad, că așa spune, în mormânt cu trupul, deci trupul e al morții, sufletul e al diavolului, se duce în iad, că așa era datorită morții veșnice, și începe, cum v-am spus, exact cum e detectorul radar, să vadă unde e Adam. Trebuia să-l caute pe primul om, pentru el murise, să-l învieze. Dar nu i-a spus lui Adam, bă, eu sunt Hristos, unde ești tu pe iad, vino la mine. Nu. Discuta cu profeții și cu prorocii toate prorociile, cum v-am spus, ale învierii, matematice, profetice, mesianice, biblice, dumnezeiești spuse de toți prorocii Vechiului Testament și de toate scrierile dreptilor Vechiului Testament. Și deodată dă și de Adam.
îl depistează. Care era semnul lui Adam în fundul iadului de a putea fi găsit? Lacrimile. Deci, vedeți? Acesta a fost semnul pe care îl căuta Dumnezeu. Lacrimile. Și ce spune soborul îngeresc? S-a mirat văzându-te pe tine între cei morți, fiind. Dar puterea iadului ai prădat și nu știu ce. După aceea, iarăși se duce la final și spune... Și lacrimile Evei în bucurie le-a întors. Eva ce făcea? Același plâns. În ce consta plânsul acesta adamic și al Evei? Consta exact în acel stih frumos care s-a cântat ieri la vecernie și o să-l auziți și astăzi la vecernie. Deci când se face vecernia fiecare zi a săptămânii luminate, sunt niște prochimene foarte frumoase, adică niște cântări, niște dogme scurte care au rezonanță din Vechiul până în Noul Testament. Ieri s-a întrebat așa, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Și strana răspundea, adică drepții din străfundurile iadului, pentru că aici era Rai, era Hristos cu treimea. Și de aici strana răspunde, Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Astăzi o să spună invers, să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Ia aminte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. Era rugăciunea lui Adam din străfundurile iadului. Și se ruga Adam și îi curgeau lacrimi. Hristos l-a văzut, a tăcut cu mintea, a stat, a predicat Evanghelia ca orice alt profet și a să vă mirați de ce, de unde știu. Păi știu. Ce s-a citit azi în Evanghelie când s-a citit? Mai țineți-vă unul minte să fiți sănătoși, că ați și uitat de când s-a citit. Unii spun că ești Ilie, alții că ești prorocul, alții că ești Ioan Botezătorul. Deci, ce era? Era încă o confuzie de natură divină ca nimeni să nu-i cunoască adevărata identitate pentru a-l putea duce pe diavolul în eroare și a-i fura sufletele drepților. Și când a văzut că discută cu ei în iad de la egal la egal cu profeții, ce a zis, a, e un profet de-al lor, e un drept de-al lor, e un om de-al lor. De ce? Pentru că sufletul lui Hristos nu s-a dus în muncă să facă dracii harachiri cu el, nu? Era în la... Deci și Hristos s-a smerit în chip de rob și unde a stat cu sufletul? În latura celor vii, în sânul lui Avram. A stat cu Ioan Botezătorul, cu Ioachim și Ana, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. A stat cu Zaharia și Elisabeta, a stat cu Iosif și Aseneta, cu Moise și Semfora. N-a plecat așa Lela, a mers prin iad așa, știi că sunt floricele să le vadă, nu? A stat în latura celor vii. Dar ce îi lipsea lui Hristos? Tot din smerenie, nu șloase. Veșmântul de lumină. De ce lumina cuvântului era în lumina Tatălui? Spune în stihuri când se cântă la dogmatică. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Și atunci, ce fel de lumină și-a luat Hristos în iad? Iarăși ca să vă plictisesc, ca să ne învârtim în iad până să pune copaci roditori acolo. Deci ce fel de lumină și-a luat în iad Hristos? Și-a luat trei lumini. Și-a luat lumina Tatălui ca cunoștință, scopul cu care s-a dus în iad. Și-a luat lumina științei, că era fiul care știa ce caută în iad, dar în ascultarea Tatălui. Și și-a luat lumina iubirii și a milei. De ce? De unde știm lucrul ăsta? În clipa în care a avut loc la miezul nopții strigarea, gata, momentul, start! Lumina cuvântului din cer a străbătut pământul și cerul și cele de desubt, acum toate s-au umplut de lumină. Și cerul, și pământul, și cele de desubt, adică și mormintele chiar. Mormintele drepților s-au umplut de lumină și a celor care ieșeau la înviere. Era un semn apocaliptic despre care vorbește profetul Ezechiel, când spune că am văzut un câmp cu oase și au luat carne și au luat vine și a suflat și s-au ridicat și s-a făcut o mare de oameni. Este vorba de apocalipsă și de a doua venire. Așa s-a întâmplat și acum. Era o mini-apocalipsă. Nu era o apocalipsă totală. Că v-am spus, aici este discuția bisericii. Hristos când a venit în iad, n-a venit cu orice scop, a venit cu trei scopuri anume. Unu, să-i mute pe toți din moarte la viață.
Adică ce înseamnă să-i mute pe toți din moarte la viață? Chiar și pentru păgâni a venit. Voi să nu credeți că păgânii sunt un fel de nație spurcată cu care Dumnezeu se șterge pe picioare, nu? Eu lumină spre descoperirea neamurilor, să nu uităm asta. Lumină spre descoperirea neamurilor, adică toate popoarele au nevoie de lumină. Și popoarele păgâne aveau drepții lor și oamenii morale ai lor. Și de unde știm lucrul ăsta? Lăudat de Iisus în activitatea mesianică. O, femeie, mare credința ta, fie ție cum voiești, s-a tămăduit fiică-sa în ceasul acela. E vorba de femeia hananeancă. Deci să n-aveți impresia că dacă e chinez sau japonez sau e budist sau e mahomedan, ăla Dumnezeu a uitat de el. Nu, și pentru el răsare soarele și pentru el plouă, treaba judecății lui Dumnezeu și a moralei din trânsii. Au ei a lor socotele acolo când se vor întâlni. Și mă întorc la luminile noastre. În momentul în care s-a dat startul și lumina a străbătut mormântul, de ce spune mântuirea e făcută în mijlocul pământului? Se pare și se spune, eu nu știu locul exact, dar cred că așa e vorba, că atunci când pui urechea, au pus Babil când au fost pe la Ierusalim, dar n-au auzit nimica. Când pui urechea la gaura unde a fost înfiptă Sfânta Cruce și asculți, auzi vaetele iadului. De ce? Fiind din mijlocul pământului, că acolo era mormântul lui Hristos, a trecut lumina prin mormânt, a străbătut până în iad și ce-a înfășurat în lumină? Sufletul îndumnezeit al Fiului lui Dumnezeu înomenit și l-a făcut pară de foc. L-a făcut lumină nemărginită, lumină necreată, lumină nemai întâlnită, lumină nemai auzită, lumină nemai văzută. Moartea a scuipat pe loc pe toți morții veacului, deci îți dai seama ce știți cum a pățit? Ca un hoț într-un magazin, după ce și-a umplut geamantanul cu tot ce a avut de furat și i-a pus lanterna în față, la de frică a rupt fermoarul și a răsturnat geanta jos. Așa a făcut moartea cu toți morții veacului. Deci tot ce închipsise de la Adam, deodată a ieșit afară. Dar unde au ieșit? Tot în iad. Și unde s-au împrăștiat? În jurul luminii. De unde știm aceasta? Iar cei din iad, cu picioare vesele, alergau spre lumina cea neapropiată a învierii. De ce neapropiată? Nu se puteau apropia de ea, exact ca la tabor. Ostașii de pe pământ, dacă nu erau morți, au căzut ca niște morți, au adormit. Dar cei din iad, fiind deja transcendenți, că erau dincolo de viața pământească, puteau vedea lumina. Dar cum veneau? Ca în fața unui foc. Că nu stăteau băgați, să frigeau, era focul dumnezeirii. Și atunci ei se grăbeau spre lumină. De ce se grăbeau spre lumină? Era singura cale de a ajunge la cer pe cărarea luminii. De aceea spune Evanghelia, umblați în lumină cât aveți lumină, ca fiii luminii, că cei ce merg în lumină știu unde merg. În momentul în care Hristos a primit veșmântul de lumină, și unde mai întâlnim treaba aceasta și știm că e adevărat și nu-i minciune, în taina Sfântului Botez, dă-mi e haină luminoasă, celor ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină. Deci cui cerem noi lumină? Lui Hristos, care se îmbracă cu haină luminoasă, cu lumina ca și cu o haină. Deci vezi? Deci este o lumină care vine și din exterior, că e lumina Tatălui, este o lumină care vine din interior, și din interior, că e lumina cuvântului Tatălui. Și iubirea o interpătrunde și face o singură lumină. În moment, Staniloae spune lucrul ăsta, să nu credeți că l-am emanat eu, că n-aveam minte. În momentul în care s-a petrecut acea frântură, Hristos a pus mâna pe Adam cu o mână, uitați-vă acolo, și pe Hristos spre Eva cu o mână. Și ce a făcut? Într-o clipă au zburat la cer. Unde au zburat? Exact prin lumina din mijlocul mormântului, viața din mormânt a răsărit. De ce trebuia să-i treacă sufletele lui Adam și a Evei prin mormântul lui Hristos? Că era singurul loc sfințit prin care Adam și Eva și-a curățit trupul pătat cu moartea pământească prin mormântul dătător de viața lui Hristos și prin lumină până la cer, la tronul Tatălui, unde Fiul și-a lăsat plenitudinea fiască înomenită și apoi a luat-o cu tâlharul care avea și el o cruce în spate și pe Eva și Adam și-au ajuns la poarta Raiului. De ce? Ca să le împlinească cuvântul ce le-a spus Tatăl când i-a dat afară.
Pământ ești, în pământ te vei întoarce până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Acum se întorseseră în pământul din care au fost luați. Deci iată cum s-a dat războiul cu moartea. Deci Hristos, propriu zis, a murit trupește, dar nu cu o moarte ca a noastră, putrezicioasă, stricăcioasă, ci o moarte asemănătoare cu moartea Maicii Domnului, care spune, mutatul te-ai la viață, fii în Maica Vieții. Într-o adormire lumea nu ai părăsit, într-o naștere fecioria ai pozit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Deci, mutatul te-ai la viață, fii în Maica Vieții. De ce? Deci și el avea această calitate moștenită de la Maică, cu toate că venea din Tatăl cu toate calitățile. A moștenit calitatea Maicii pentru că a luat sămânță din ea și s-a făcut limitat sub vreme, timp și spațiu. Iar când s-a dus la cer, pe mama a chemat-o unde este locul și nu ne băgăm că nu e azi treaba noastră, ea stă smerită, cum v-am spus ieri, și se bucură de învierea fiului său, dar nu propovăduiește pentru a nu cădea în pietatea maternală, că vorbește maica despre propriul fiu, lucru povestit și spus de toți sfinți părinții, iar Hristos se duce pe la Tatăl, pe la tron, își lasă firea nomenită pe tron ca să primească ce? Din nou calitatea înveșnicirii Fiului din veac. Pentru că El nu va mai coborâ pe pământ niciodată. El după înviere numai trupul a înviat din mormânt, dar cu ce? Cu calități înveșnicite. Apare, dispare, trece prin ușile încuiate, intră la apostoli, trece prin giulgiurile mormântului, cum v-am povestit ieri, și le lasă ca o coajă de ou, simbolul oului roșu, deci sângele Mântuitorului, de aia nu-ți fac verzi, albastri, galbini, cachii și violete, îți fac numai roșii. Și de ce v-am spus toate acestea? Ca să înțelegeți că în clipa când a intrat pe poarta raiului și a pecetuit raiul, i-a arătat lui Adam. De acum, că așa se spune, frumos era la mâncare rodul ce m-a omorât, dar vrednic este cel ce mănâncă din rodul Hristos, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Deci Hristos s-a dus cu Adam și Eva în rai, a luat chip de pomul vieții, Adam și Eva au gustat din îndumnezirea lui prin strângerea de mână. Deci e ca o binecuvântare, se încarcă cu harul pierdut, se sfințesc prin mormântul prin care învia Hristos, mijlocul pământului, axul de mântuire a creștinismului, rămân în rai pentru totdeauna, că acolo li-i locul, iar Hristos se duce pe scaun cu Tatăl, toate umplându-le celă ce-i necuprins. Iar trupul pe pământ va mai face și vom vorbi mâine, am lăsat anume pentru a treia zi, nu mă vă amintesc. Vom vorbi despre arătarea la Maria Magdalena mai pendelete, despre Luca și Cleopa la Emaus când le face prima liturghie, despre apostoli la mare, la țărm, când îi pune să pescuiască și le dă pește, fript și pâine, și Petru era gol, să aruncă în mare, să îmbracă și de emoții. Cu adevărat e Domnul, dar nu se arată Domnul. Deci nu se arată Domnul ca să-i spună lui Petru, vai ce interesant ești, nu, ci ca să-i ceară iertarea, făgăduința primirii la apostolie, deci reprimirea după pocăință, deci învierea duhovnicească. Petre, mă iubești, paște oile mele, Petre, mă iubești, paște melușei mei, Petre, mă iubești, tu are pe mine, și s-a întristat Petru. Deci iată cum trebuie să faci unirea cu Dumnezeu, nu cu fițe și cu figuri și cu impresii, ci cu întristare, cu zdrobire de inimă, ca să spui înaintea Dumnezeu, Doamne, Tu chiar știi toate, știi și cât Te iubesc. Deci ăsta e răspunsul nostru, iubești pe Dumnezeu? Dumnezeu știe toate, știe cât Îl iubesc. Deci noi nu putem ști măsura. Și măsura o avem. Dacă ai avea credință cât un grăunte de muștare, îi spune muntelui să mută și s-ar muta. Nici atâta nu avem, că n-a mutat nimeni niciun munte. Uneori ni lene să mutăm gunoiul de la coș la tomberon. De ce v-am spus toate acestea? Ca să înțelegeți că astăzi suntem încă în plină sărbătoarea Învierii și am văzut că s-a umplut biserica și am zis că dacă voi nu v-ați plictisit și nu v-ați deranjat, a vă sculat din paturi și a venit aici cu Evlavie, și eu trebuie să mă străduiesc să vă spun ceva, să vă pot plictisi ca mâine să veniți mai puțini, sau dacă sunteți interesați de ce să spune, să veniți și mai mulți. Adevărat, a înviat. Să rup dreapta.